Familia Podcast. Asta e. Podcastul numărul Familia 2 de sezonul. Familia Podcast, sfârșit de sezonul 4. Nu credeam că o să mă amețesc. Dar când mă întind, nu mă mai opresc. Teoretic, voi niciodată nu o să vă puteți despărți. Nimeni nu ne poate despărți acum. Dar datoria dintre voi s-a stins? Nu s-a stins niciodată. 50 de lei? Nu. Mai aștept și pe la 80 de ani, când o să fim noi la nudiști tatuați, o să-l pun să-mi dea, să-mi dea banii. Atunci când o să ai clubul, tu mai lungă sfoara. Da-ți ghicit, sunt un cocalar. Dintre toți românii eu sunt cel mai popular. Da-ți ghicit, sunt un cocalar. Dintre toți românii eu sunt cel mai popular. La 4 am jucarul lui Alexandru Iancuza. Era o serbare pe toată școala de Mica Unire. M-am dus la moșul roată și i-am pus mâna pe umăr și am zis: n-ai tu grijă, bătrâne. Și atât. Cred că atât de bine am zis replica asta sau atât de prost încât mi-a rămas porec la cuza. Mai știu pe cine. Și mi-a... Și uite că n-am fost Horia Brinciu. Da. Te ai de pui, mă arunc. Și oricât aș mânca, tot mă simt flământ. Așa s-o sunt numai în filme sunt. Care este cea mai faină amintire din Târgu Jiu pe care ai tu? Cea mai faină amintire durează 4 ani. Durează 4 ani și se numește liceul. Mamă, da. Pe care l-am făcut în aceeași clasă și jumate din liceu în aceeași bancă. Cu voi doi în aceeași bancă. Da. Vedeați după colț să copieze. Da. Bun, acum s-a prescris tot. S-a prescris, da. Care era tehnica cea mai bună de copiere pe care aveai? Amenințare. Asta trebuie să cântați la nuntă. Poftim. Oh! Vai de capul meu. 2, 3 și... Tibori, 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 tabele sa bacali, de la bacali. Oh, yeah. A plecat Cosmina Tanticu către sala palatului. Ce nebunie, wow. Ce-mi place la tine la emisiune, că e mai mult, nu-i podcast ăsta, e mai mult. E podcast varianta premium. E frumos ce s-a întâmplat și ce ne-a întrebat. Glumesc, Horia, noi am plecat. Eu cred că pentru femeile din ziua de astăzi, cuza reprezintă un Everest al iubirii. Horia Brânciu, trebuie să înțelegi că mama copiilor lui încă nu s-a născut.